Eu astăzi nu voi merge așa cum au mers unii șefi de state sau actualul, să pup mâna la unul ori la altul. Oricum alții din trecut făceau și mai urât, nu puteau nici un comunicat de presă să-l publice fără acordul partenerilor de pe hotare. Și nu contează că sunt americani ori să ruși. Băi, ce e asta? Băi, ești președinte de țară, dacă tu ai ajuns consulți la fiecare numire, nu că directorul SIS-ului, dar șefii de direcție a SIS-ului scordonau și scordonează astăzi în afară țării. De asta eu voi fi președintele cetățenilor Republicii Moldova și orice colaborare cu orice stat de planetă Pământ va fi discutat cu cetățenii Republicii Moldova. Și eu sunt sigur că în interesul lor cetățenii îmi vor da acest mandat. Că astăzi să excludem, să rupem tot cu rușă. Băi, băi, nu e posibil așa ceva. Poziția mea niciodată nu va costa, nu va dauna nici statul Republica Moldova, nici pe cetățeni. Și nu contează, sunt pro-europeni, pro-ruși, ori unioniști.